Bună seara, sunt Gabriela Irina Benchea de la Hara Media și Urban Bacău. Ne aflăm în satul Bogdan Vodă, unde a avut loc un incident nefericit, în urma căruia 4 persoane au rămas fără adăpost. A avut loc un incendiu în după amiaza zilei de astăzi. Totul a pornit de la curentul electric, a fost un scurt circuit, pompierii s-au chinuit mai multe ore să stingă acest incendiu. Aș vrea să ne apropiem de cei care au suferit această pierdere, să putem să vorbim, poate este cineva care este în măsură să-i ajute. Bună seara, îmi pare foarte rău pentru pierderea suferită. Ce puteți să ne spuneți? Care este pagubă și cu ce v-am putea ajuta? Nu pot să spun că e distrus tot, o ars tot, deci n-am idei. Nu știu. Aveți doi copii care sunt la școală și care au rămas fără nimic. Da, așa este. Le-au ars toate lucrurile și tot la copii. Incendiu a pornit de la un nefericit scurt circuit. S-a propagat foarte repede, deci nu ați avut timp să salvați absolut nimic. În momentul de față aveți nevoie de orice ajutor. Da, orice poate să ne fie de ajutor. Nu știu, absolut tot ce e nevoie pentru copii, pentru... Copiii sunt de ce vârste? 16 și 11 ani. În clasa? A 8-a, a 9-a și a 5-a. Am vrut să știu în ce clasă sunt pentru a primi ajutor și pentru școală. Ei au rămas și fără manuale și fără absolut orice. O să vă rog să ne lăsați un număr de telefon și persoanele care doresc și pot ajuta acești oameni sunt binevenite. 0757 3522 55. Și ce ați mai avea nevoie? Absolut orice, și un ajutor pentru construcție și ajutor financiar și găzduire? Nu, doar pentru o altă casă, da. E mult, nu știu. Alimente și haine și tot ce este nevoie, tot ce se poate, tot ce e posibil și nici dulapuri, nu mai au absolut nimic, canapele, nu mai au nimic în ce să mai fie. A ars tot, puteți să intrați să vedeți în interior, cel puțin nu mai are nimic, nu poate să mai salveze nimic. Fațada este făcută așa cum este, dar degeaba, în interior nu mai este nimic absolut. Deci în momentul de față oamenii au rămas fără absolut nimic. Sunt și doi copii minori care au nevoie de ajutorul dumneavoastră. Intrăm să vedem ce a mai rămas dintr-o casă care era nou construită. Da. Astă vară am terminat. Avea o structură din lemn, de asta s-a propagat atât de repede incendiu? Da, este făcută din lemn toată. Intrăm să vedem ceea ce se mai poate vedea în urma acestui incendiu. Fiind și vremea nefavorabilă, a fost foarte vânt astăzi și incendiul s-a propagat cu atât mai repede. Mai departe nu mai există nimic, nu se mai vede nimic, nu se poate recupera nimic.